găsit. Astăzi vreau să încep să pun folia pe stupi și să vă arăt și eu cum trebuie să se prezinte ramele cu albină, fiindcă noaptea e destul de rece. Iată, așa trebuie să stea albina pe rame când o strângi. Eu la ăsta mai trebuie să-i aduc o ramă, fiindcă și după diafragmă s-a înghesuit și astfel măcile vor putea ponta liniștite. Deci voi pune folia, o păturică deasupra și cam asta e. Ramă. Aici avem și puiet căpăcit. Albina stă foarte bine înghesuită pe toată suprafața ramei. Precum vedeți, am aici una, două, patru, nouă, o să fie 10 rame în total, deci așa o să stea albina înghesuită. Probabil pentru iernat voi mai scădea încă 3 rame, dar vom vedea. Iată, am pus folia, punem podișorul și punem și o păturică din aceasta. O păturică să aibă căldură și astfel familia o să-și asigure căldura foarte bine, fără un efort foarte mare. Trebuie să avem în vedere acest lucru, mai ales că nopțile au devenit foarte reci. Eu ies noaptea afară pe la 2, suflu așa ca să văd dacă iese abur din gură. Dacă iese abur din gură, atunci este timpul pentru această lucrare, pentru împachetajul acesta. Nu pentru ca matca să depună ponta, fiindcă dacă vă gândiți un pic, matca depune ponte și în ianuarie. Deci nu este pentru ponte, ci este pentru a asigura regimul termic pentru puietul căpăcit și puietul care va fi, ca să aibă un regim bun de căldură, să poată să eclozeze, să fie sănătoasă albina. Până data viitoare, numai bine!